Salut și eu am găsit la un nou episod din Brazla Haiducilor. Înainte să începem acest episod, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată la ultimul episod din Brazla Haiducilor. Am făcut spre 500 de like-uri, băi, sunteți nebuni, ai făcut de mult asemenea număr impresionat de like-uri și vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați, dacă vreți episoade în continuare, să apăsați pe acel buton de like și hai să facem din nou, hai să facem peste 500, cred că reușim împreună. Ok, bun, suntem la baza noastră, deoarece vreau să pun abonatul episodului în cameră, deoarece Raul a venit cu o idee foarte bună, o să vedeți imediat acum pe ecran. Mi-a dat o idee, în caz că nu știți, în episodul trecut am pus-o pe Carla Foxy în apartamentele membrilor canalului și i-am pus un topor în mână ca și cum ar fi un cuțit, dar omul mi-a spus, după cum ați putut vedea, băi Raton, poți să pui o săgeată cu efect, cu un efect și să fie de aia roșie și arată mai genial așa, mai ca un cuțit. Și da, ai dreptate, pot să fac chestia asta, o să fac chestia asta, dar trebuie să vorbesc cu unul dintre haiducii mai vechi pe server, că i-au bătut deja nu știu câți dragoni, și să-mi dea și mie niște nebunii de scuipături de la dragon ca să pot să fac și o poțiune din acelea. Bun, l-am pus în cameră, nu uitați, dacă vreți să apăreți și voi în camera abonaților, vreau să dați like la acest video, să fiți abonați, nu uitați că verific treaba asta și să... Bineînțeles, să-mi dați un comentariu util, exact cum a făcut Raul. Să-mi lăsați un comentariu util și să fie totul bine. Bun, ce vreau să facem în episodul de astăzi? Vreau să vă duc și pe voi la o afacere cu domnul Daniel, domnul Dani de pe server. Am făcut eu o afacere cu el, o să vedeți voi în momentele ce urmează. Eu deja am făcut afacerea, e, da. Știți foarte bine că Raton rezistează o parte așa, una așa, una... E, ideea e că iese bine, știți? Asta contează. O să vă las eu cu partea asta în care facem afaceri cu Dani și apoi o să revenim și vedem, cred că mergem să căutăm și noi niște albine, deoarece suntem pe 1.15.1 și, după cum știți, sunt albine și mergem și noi să căutăm niște stupi, poate găsim. Daniele, unde ești, Daniele? N-aștept, e o muscă, e un avion. Nu, eu eram musca și... Eu, gata, mă, ce mă plătești, ho, ți-ajunge. Dar până când? Ia uite, a și venit ploaie odată cu tine. Ai adus ploaie, ai făcut dansul ploii cumva? Ia, bag un dansul ploii. Stai că nu mai știu cum e, stai. A, gata. Bun, 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 bun. Dansul ploii. Ei, hai că-ți place, mă, ești. Ei, cum să nu-mi plac, ia uite, ai un picior acolo, vezi că ai puțină blăniță pe picior. Ai uitat să te epilezi. Nu, e mă blăniță, e de la costum, dar vezi că am coadă în spate, uite. Tu te mai coadă. Ai și capă și nebunii și... Exact. Tu nu observi că mi-am schimbat costumul? Nu? Dar pe la câte skin-uri ai? Bă, ce om... Dani cel fără de mână cu multe skin-uri. Și cum e, dacă n-ai mână, ai mai multe skin-uri. Da, mă, fraților, nu uitați să dați un like la acest episod și la mine și la Daniel, din cauza că el filmează cu o singură mână. Deci vă rog frumos, puțin respect. Da, bă, deci lumea efectiv crede că eu mă joc și filmez cu o singură mână, dar gândiți-vă că n-am cum să mișc și mouse-ul și tastatura în același timp. Prin voice control. Da, bun, Daniel, de ce ne-ai chemat? Am Alex aici, nemă. Fii atent. Eu. Tu mai ții minte afacerea noastră cu bone meal, cu blocuri de bone meal? Da, mai ții minte. Știu că nu mai plăti pentru un barrel. Era și o barrel. Ce face? Am luat perălul că e la shop. A, serios? Eu am trecut o dată pe acolo și era gol. A, serios? Yo, lume, ia uitați-vă, are floricică la piept. Du-te, mă, de aici. Ia uitați-vă cum stă cu floricica la piept. N-ai cum. Bun, deci și eu, ai venit să discutăm aia, că o dăm pe bulbuială, așa. Da, am venit să discutăm afacerea aia cu bone blocuri pentru că mă paște un gând necurat să fac un alt, să fac încă un shop și cum da. Și eu având resursa, da. Exact, și eu... cum tu ai resurse și așa. E, da, și tu ai ideea, ok, discutăm. Prețul rămâne același, în caz că îți crește afacerea, cresc și eu prețul. Eu sunt producătorul, știi, producătorul mereu primește mai puțin. Asta e. Bun, Daniel, te-am chemat aici să îți arăt ce am făcut aici, să-mi zici, așa că știu că tu ești cu designul, cu nebunii, nu te uita în interior, arată nașpa, așa, e scară de bloc comunist. Bă, arată așa Ceaușescu, dar arată bine. Ok, bun, hai, zi-mi, uite aici, astea sunt, deci toate apartamentele sunt la fel, mai puțin unul, că n-am avut loc, ulmea, chiar dacă sunt de aceeași mărime.
Ce e asta, asta e lână? Asta e lână, e un fel de chestie de aia la pat, știi, să arate bine, să... Tot să da, uite la același program, știi, e... Am o textură și de aia se vede un pic ciudat. Adică ciudat. Se vedea lână, dar era... Deci aici e la fel, numai că e inversată zona. Uite aici, vezi, din cauza că sunt foarte credincios, am pus aici acest tablou unde știi. Nu știu ce vezi tu cu textura. L-ai pus pentru mine. Oh, da, pentru tine. Dar tu ce vezi acolo? În niciun caz la mine nu e icoană, seamănă ceva drac, dar e ok. Ok, aici e icoană cu un înger ceva. Nu, bă, e vulpoiul Alex aici. A, pe bune? Ok, da. O să mă uit la Arne pe videoclip. Nu uitați, băieții, duceți-vă și la el pe videoclip și vedeți ce vede el. Seamănă cu vulpe, ok. Ok, și tu la televizor ce vezi? O imagine cu un apus frumos, cu munți, cu chestii. Am înțeles, aici e un film cu Bruce Lee și Jackie Chan când erau ei tineri. Da, hai, okay. Zic. Bun, deci și aici diferă puțin, dar tenis, se uită toți la același program, că na. Aici aveți un pic diferă, că n-am mai avut loc de pat și am zis să... Aici nu mai e pat matrimonial, e numai un pat. Nu e fain să faci la fel peste tot. Da, chiar. Dar am zis că parterul să fie oarecum la fel și hai sus, hai la ultimul etaj, că aici, aici e aici. Dar știi ce ar fi fain la blocul ăsta? Unele case, gen... Apartamente. Unele, unele camere, că nu sunt chiar apartamente, că sunt prea mici. Să le bune aici, să le faci apartamente. Da, uite aici, ce zici de, de asta? Asta îmi place. Bine, în afara faptului că mi-au dispărut peștii? Ori fi sus? Nu, aveam mai mulți. Aba nu, sunt sus, mai... punctă. Ai trei pești aici. Dar erau mai mulți, parcă am pus mai mult, deci asta îți place. Îți arată... Uite, încă unul, patru pești. Ah, ok. Sper să nu se despauneze, cred că o să le dau nume. Nu, dar știi care e problema? Cred că dacă se duc pe la lanternă pe acolo s-ar putea să moară. Nu, nu pot să se duc acolo. Adică tot stau în apă, cred, sper. Dar oricum mi s-a părut interesant să fie acvariul ăsta așa și pe partea asta, de, știi? Și în camera asta așa frumos pe aici. Ah, deci e acvariul pe ambele părți. Da, da, da. Și cred că în partea asta undeva fac un jacuzzi aici, știi, la mijloc. Yep. Bă, așa de curiozitate, cam cât ar costa o camera asta că vreau să cumpăr? Mă rog, de fapt două, că... Și vrei să ți le mobilezi eu sau le mobilezi tu? Nu, de mobila, le mobilez eu. Ok. Două camere? Eu am dat 40 de blocuri de diamante, aia cât ar veni? 200... Hai că... Da. În fine, îți fac ție discount, 15 diamante, două camere. Ah. Stai aici. Floare la ureche. Pe loc, afacere. Afaceri exact. Cu Daniel. Și ți alegi tu camerele unde vrei. A, astea două. Par peretele acum. A, astea două, asta și asta, ok. Da. Bun, deci am vândut din bloc apartamentul 13, vezi că e cu ghinion, ai grijă. Și 14. N-ai tu treabă că le modific. Bun, deci Dani și tocmai și-a cumpărat aici și-a făcut un apartament din două. Bun, avem un nou... De fapt, n-avem chiriaș, că e deja locatar. Exact, ai deja un locatar aici. Da, un locatar. Da, uite, din partea ca să-ți dau și 32 lei de racota că le-ai Mulțumesc, da. Da. Dar chiar, deci, de ce nu m-am gândit să dărâm tot blocul și să iau resursele? Nu erau și unde mai, unde mai era afacerea, că ai dat 40 de blocuri de diamant. Și drept e drept. No, bine măi Daniel, mă bucur că am făcut afaceri cu tine. Eu o să încep și eu o să-ți aduc. Ți le las la shop atunci. Bun, blocurile și... Yep, facem tot așa și okay, de acolo da, le alimentez. Da, da, hai totuși, înainte să ne despărțim noi așa, hai până la shop-ul tău să vedem dacă e sau nu e dispărut de acolo barrel-ul pe care ți l-am lăsat eu. Da, așa. Ah, ok. Băi, nu e dispărut, au dispărut numai două. Două stack-uri, cineva ți-a furat două stack-uri? Nimă, ci oameni, mă. De fapt, cred că alea 200 când am luat eu, da. Nu, asta e partea a doua. Da. Da. Apa, aici vinzi chestii noi? Opa. Da. Mamă, super, bine că vinzi pumpkin, o să vin să cumpăr. Dar știi ce, de fapt, cumpăr de acum două diamante, un ștac. Ok. Gata, uite, ți-am fost primul. Da. Hai, zic. Ți-am luat două stack-uri. Bun, Daniel, mulțumesc pentru afacere și să ne auzim cu bine. Bine, Ratoni.
am deschis și eu Minecraft-ul și am observat că pe brazlă sunt doi oameni, și anume Dragon și cu Dani. În caz că nu știți, puneți săgeata aici cursorul și aflați cine este pe server. Bun, înainte să intru pe server, vreau să iei ce vreau să fac. Ideea este că vreau să intru și să o bag pe aia cu hai să vă dea Dumnezeu sănătate și mai cu să adun împreună cu el, să nu lase singure la, și sunt curios care dintre ei o să-mi răspundă. Hai să vedem, dăm să ne conectăm pe brazlă și intrăm și scriem chestia asta. O am deja setată, hopa, un pic de lag. Țin să menționez că suntem pe 1.15, 20 de frame-uri până se încarcă harta de breazlă. Dai un pic aiurea cu 1.15, că n-a fără Optifine, fără nimic. Hai să vedem totuși cine ne răspunde la treaba asta. A Dragon e AFK și cu Dani nu e. Băi, nu răspunde nimeni. Pe bune, o să revin eu în caz că primesc un răspuns. Bă, nu vine să cred, a răspuns Dani. Ia uitați-vă la greu. Dragon în cântoare este AFK, probabil că nu o să răspundă, sau cine știe, poate o să răspundă, habar n-am. Dar important e că a răspuns Dani. Hai să-i facem și noi o chestie asta, un fel de muș de râs, că totuși ne-a răspuns Dănuțul nostru. Mă, băieți și fete, oricine de pe breazlă putea face orice, dar nimeni nu mă întrece în privința la ce am făcut eu acum. Deci am vrut să mă duc până la ferma de gol să-mi repar și o elitra. O să mergem, dar după treaba asta. Și uitați-vă unde am rămas blocat. Pe bune, Raton, e serios. Deci dacă nu aveam Ender Pearl-ul astea, era foarte, dar foarte greu să ies de aici. Păi cred că nici nu puteam, sincer, să ies de aici, din cauza că nu pot să-mi activez elitra. Sau aș putea, da? Da, nu cred că puteam. Din câte văd, noroc cu Ender Pearl-urile astea aici, dacă nu trebuia să îl chem pe Dani sau pe cineva pe server să-mi dea niște Ender Pearl-uri sau ceva genul, noroc cu ele că, ia uitați-vă, și am ieșit de acolo. Bă, deci numai eu puteam să fac treaba asta, nu-mi vine să cred. Bun, sper că v-a plăcut afacerea cu Dani, acolo ați văzut, i-am vândut și două apartamente chiar. Deci nu un apartament, două, că a zis că vrea el să-și facă nebunii. Nu știu ce vrea să-și facă. Ideea e că am fost eu acum, nu știu, vreo jumătate de oră, am verificat, n-a făcut nimic acolo și nu cred că a făcut ceva în continuare. Adică nu cred că într-o oră a făcut el ceva, dar putem să mergem să vedem. În caz că chiar a făcut ceva, tăiem partea asta din video. Ce să faci? Ok, hai că se încarcă. Bă, răspunde de fapt destul de bine 1.15 la hopa. Dubla 2 era Tom, bravo. Răspunde destul de bine la spawn 1.15, nu mă așteptam, dar după ce se încarcă o dată e foarte bine. Deci apartamentul 13 și 14, nu? Ok, n-am făcut nimic. Bun, vreau să mergem la ultimul etaj, deoarece vreau să pun aici noul locatar al apartamentului. Unde e? Aici, bun. Deci în apartamentul cu numărul 19, un apartament foarte, foarte luxos, vreau să-l pun pe Ștefănelul B, deoarece omul este de 2 luni membru al canalului. Este, odată o lună a fost cu 4 lei, adică Raton Silver, și acum am văzut că și-a luat Raton Gold, adică 15 lei, omul de 15 lei pe lună, vă dați seama? Bani de o pâine, mulțumesc foarte mult, Ștefănele, unde să te pun? Hai să te pun, de fapt, hopa, lângă acvariu, ca și cum ai... Nu știu, te-ai uitat la pești sau ceva de genul ăsta, să te pun cumva din partea asta, așa, zic eu că ar fi ok, să te îmbrac valoros, bine, ăștia nu o să lucească papucii, dar asta e partea a doua, te îmbrac valoros și îți dau capul meu pe post de, nu știu, pe post de cap. Ok, dăm check la asta, perfect, nu vreau să te vadă aia, vreau să-ți arăt mânuțele, bun, vreau acum o poziție, nu știu, mending asta cum e. Bun. Și stați două secunde că vreau să îi dau și să-i se vadă numele. Unde-i cu numele? Aici. Ok. Să-i punem și numele. Perfect, Ștefănule, îți mulțumesc foarte mult pentru abonamentul lunar. Foarte mult respect din partea mea și îți mulțumesc că te uiți la mine. Ok, hai să pun și un endrod în mână. Pot, ok, perfect, ca și cum, nu știu, ar sta cu ceva în față la pești. Habar n-am, dar oricum mi se pare că arată ok. Vreau să-mi scrii în comentarii dacă îți place cum te-am poziționat și dacă îți place capul. Știu că e cu căciulă de Crăciun de partea a doua. Bun, acum ce vreau să facem este să mergem în căutare de albine. Bun. Cred că o să mă duc eu prima oară și să-mi repare litra-ul și apoi mergem. Cred că plec de la mine de la bază, cred că e ok.
Haideți că mi-a reparat o elitra și cu restul itemelor, mă rog, cât de când am mai stat să-mi fac și micunalda secretă. Din câte știu, avem nevoie de silk touch ca să luăm stupurile. E bine că avem silk touch pe topor, ceea ce e foarte ok, și hai să pornim în aventură. Dar înainte de asta, aș vrea să mă uit eu puțin în Ender Chest, că... Bun, avem artificii, câte artificii avem... Eu zic că le-a 3 stack-uri plus ce mai am la mine. Zic că sunt suficiente pentru a găsi ceva albine. Sper să găsesc acum. Știu că e baia ăsta cu flori pe aici pe la mine, dar ar fi culmea să se genereze și nu cred că se generează din cauza că eu și toți băieții de pe breazlă am generat chunk-urile pe 1.14, așa că cred că totuși șansele sunt cam mici să se genereze pe aici, pe undeva un stup. Totuși ar fi interesant și ar fi foarte, foarte ușor de găsit dacă s-ar spawna pe undeva pe aici. Dar nu cred, așa că hai să mergem puțin mai departe. Din câte știu eu, în baimuri de astea așa cu flori sunt tupuri de albine, așa că trebuie să ne uităm după flori. Unde vedem flori mai multe, cum aveam noi acolo, dar na, din păcate nu putem găsi acolo albine. Așa că o să ne uităm pe aici și vedem, poate găsim niște floricele. Partea proastă e că nu știu coordonatele la baza mea, nu mi le-am salvat niciodată, nu le salvez, dar în caz de ceva bag toate itemele într-un shulker, shulkerul îl bag într-un ender chest și cam asta a fost treaba. Ce șmecher arată și zona asta, interesant, hopa. Ok, arată foarte interesant zona asta, dar sunt convins că aici nu găsim albine, așa că mergem mai departe și căutăm albine. Și mă enervează puțin ceața asta, deoarece nu știu când am Optifine-ul de unde să o scot. Mă gândesc că pe aici nu. Nu văd ceva opțiune avansate să scot ceața. Pe mine cel puțin mă enervează ceața acum, nu știu de voi. Vreau să lăsați în secțiunea de comentarii dacă vă enervează sau nu ceața în Minecraft. Și nu uitați, dacă n-ați apăsat încă butonul de like, să-l apăsați. E o vrăjitoare. Și cu pisica. Vrăjitoarea și pisica. Of, băgamea și piciorul. Nu trebuia să întâmple asta. Nu. Sper să nu moară pisica aia. Sper să nu moară... Moare? Cred că a crăpat. Ba nu, n-a crăpat. Ok, bun. Nu de alta vreau... Mă gândesc eu că nu o să sar pe geam pe acolo, așa-i? Ia să facem... Stai așa. Pisică. Pisică, ok. Și apăsăm un F2. Bun. Nu de alta am salvat coordonatele în caz că vrem pisică, o să ne întoarcem și o să luăm pisica de aici. Zic că e cel mai ok, sper să nu se despauneze între timpului de acolo pisica, dar nu cred și nici nu cred că va sări și să fugă de acolo. Adică sper să nu fugă sau să dispară, dar vedem ce se întâmplă. Bun, ne continuăm aventura. Să vedem vaci, nebunii, chestii. Pe aici arată interesant zona asta. Arată șmecher, arată ca un golf și în partea asta e ocean. Da, cred că o să traversăm oceanul, să vedem pe partea întâi ce găsim. Ar fi culmea să găsim cu totul și cu totul altceva față de ce ne propunem noi. Adică eu mi-am propus să găsesc niște albine în episodul de azi, dar... Da, nu știu. Și dacă mă întrebați ce fac cu albinele, ei bine, nu știu. Habar n-am ce fac cu albinele. În sensul, bine, știu că pot să iau miere, pot să fac nebunii de alea, dar ce fac cu mierea și așa mai departe, nu știu, deoarece n-am fost niciodată interesat de chestia asta, dar vreau și eu să am albine din moment ce s-au băgat albine și din moment ce suntem pe 1.15, în sfârșit, bine, din păcate suntem pe 1.15, din cauza că nu avem Optifine, nu mai avem replay mod și așa mai departe. Da, și ați putea spune, hai că Optifine apare, hai că și replay modul. Dar în caz că nu știați, bine, probabil că mult știți din clipul lui Blushman, din câte am văzut a povestit și el, dar în caz că nu l-ați văzut, vă spun și eu. Băieții ce au creat replay modul au spus că ei nu-l vor mai continua și pe 1.5, pe 1.14.4, e ultima lor creație. În caz că nu ia cineva replay modul sub aripa lui, sub tutela lui să... îl creeze în continuare și să-l dezvolte, o să rămânem fără replay moduri și fără timelapse-uri de alea șmechere. Asta e acum, să vedem ce o se întâmplă, o întrei și o îmi vedea. Bă, e ok cu Optifine-ul, cel puțin ăla, știm că o să-l avem,
Și chiar ajută Optifine, adică optimizează foarte bine. Primul rând optimizează foarte bine, al doilea rând ne pune și nouă capa înapoi, că nu mai avem capa în spate din cauza că nu avem Optifine, nu avem nici capă. Și știți foarte bine că Raton are capă și că e un conte. V-ați prins? Un conte, ok. Bun, flori. Flori, câmpie. Aici ceva. Dar pe aici mă, văd niște flori, dar nu suntem în baie de la cu flori, așa e. Noi suntem în forest. Ok, hai să mergem. Păi bune, o savană? Ok, avem o savană. Interesant, vreau să oprez lava asta de aici ca să nu se întâmple nebunii. Nu de alta, oricum noi nu o să stăm pe aici, dar... în orice caz, mai bine oprim. Dacă tot am trecut pe aici și am văzut-o, decât să ia foc pădurea. Cine știe, poate generează cumva lag pe server dacă ia foc pădurea. Așa că mai bine oprim noi lava și suntem siguri. Mamă, băi, și zona asta aici că suntem pe Amplified. Știți? E acolo, o setare aia. Că scrieți harta și o bași pe Amplified. Așa arată aici, să moară Raton dacă vă minte. Bun. Văd că am găsit și un deșert. Munții ăștia tot arată genial. Din păcate nu-mi doresc deșertul. Chiar deloc. Dar poate o piramidă, poate un sătuc, ceva de unde să luăm și noi una, alta, alta, una. Dar așa, ca idee, nu-mi doresc deloc deșertul din cauza că... Da, în deșert nu sunt albine din câte știu eu. Poate furnici, dar n-avem nevoie de furnici. Bine, glumesc că acum Minecraft nu sunt furnici. Dar poate pe viitor o să se bage și furnici și căpușe și nebunii de astea. Ar fi foarte, foarte tare să se bage în toate nebunile astea, cine știe. Fân, mult fân. Știți ce, cred că o să mă opresc să-l iau, se sparge mai ușor, de fapt nu cred că există item cu care poți să spargi baloții de fân mai ușor. Dacă există, lăsați-mi voi în secțiunea de comentarii, eu nu știu, din câte văd la eficiență 5, eficiență 5 și parcă totuși cu pumnul spargi mai repede, sau mi se pare mie. Oricum, dacă știți voi, lăsați-mi în secțiunea de comentarii, nu uitați că eu vă șerez toate comentariile și le bifez cu o inimioară pe cele pe care le-am citit și sunt bune. Cele ce nu sunt bune, pur și simplu nu le bifez. Și nu uitați, dacă ați urmărit video până aici, apăsați voi acel buton de like, dați un subscribe, lăsați un coment interesant, un coment constructiv și bun și aveți șanse să intrați în camera abonaților. Ok, hai să luăm în continuare acest fân. Deoarece, na, din moment ce e aici și o grămadă de baloți de ăștia de fân, hai să luăm, că cine știe, poate facem ceva cu ceva animăluțe, punem undeva, sau poate îi dăm lui Puf să pună, știți că a făcut el acolo drumul spre baza lui Nether și implicit și spre baza noastră că suntem pe același drum cu el și are acolo niște căluți. Poate vrea să bage mai mulți și îi dăm baloții lui de fân, poate nu are. Cine știe, vedem, îl ajutăm, ne ajutăm între noi, asta e foarte important, trebuie să comunicăm, trebuie să ne ajutăm, trebuie să ne înțelegem bine. Ok, haideți că o să revin eu în caz că o să găsesc albine, că văd că am găsit aici o grămadă de fân și nu mai stau să le iau cu voi pe video, că probabil vă plictisesc deja și revenim în caz că găsim albine. Mă, băie și fete, am găsit și le-am urmărit eu și au intrat în stup, sunt două albine aici. Uitați-vă acolo, cred că, sau... Nu mai vezi câte albine sunt în stup. O secundă că iar am apăsat ceva greșit. Nu așa. Credeam că funcționează ca la unelte să văd ce stare au și așa mai departe. În orice caz, am văzut eu, sunt două albine în acest stup. Primul stup. La cât m-am dus și m-am întors stânga, dreapta, față, spate, am ajuns la Puf la bază și mi-am dat seama de un lucru. Dacă sunt la Puf la bază, de fapt prima oară am trecut pe aici pe lângă mob grinderul meu și de asta mi-am dat seama, băi, sunt foarte aproape de casă. Și nu ne se crede, adică ia uitați-vă, chiar sunt foarte, dar foarte aproape de casă. Am văzut și beacon-ul și nebunii și am ajuns acasă aparent. Important e că totuși am găsit un singur stup. Bă, e ok, e un stup, sunt două albine. E ok, nu știu dacă se poate crafta stupul, o să aflu eu, probabil o să-mi spuneți voi în comentarii. Dar e ok deocamdată, e un stup, sunt două albine înăuntru, vedem pe viitor ce facem cu ele. Important e că le avem și că am reușit. Adică ne-am întors cu ceva din expediția asta, din călătoria asta, din goana după albine. Fraților și fetelor, bineînțeles, deci băieți și fete, eu vă mulțumesc foarte, dar foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați și eu pe butonul de like, să lăsați un comentariu acolo dacă vreți să apăreți în camera abonaților și cel mai important este să fiți abonați.
Bun, noi ne auzim pe dățile viitoare. Eu am fost Ratonu, știți toată treaba asta. Multă baftă, hop, asta nu muri.